Îi mulțumim Domnului pentru faptul că în dimineața aceasta Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a binecuvântat. Îi mulțumim Domnului pentru fratele Ghiță, pentru cuvântul pe care Domnul l-a pus pe inimă și am vrea ca în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu să ne slujească ca mântuire, Dumnezeu să fie binecuvântat. Doresc să laud pe Domnul cu o cântare. Cântarea se intitulează Vă spun voi, ucenici. Vă spun vouă, ucenici, voi pleca curând de aici, voi pleca de pe pământ, sus în cer la Tatăl Sfânt. Voi pleca de pe pământ, sus în cer la Tatăl Sfânt. Nu vă voi lăsa orfani, voi veghea să creșteți mari, vă voi da prin Duhul Sfânt mângâiere pe pământ. Vă voi da prin Duhul Sfânt mângâiere pe pământ. Duhul Sfânt dacă îl ai, cu el vei zbura în rai. Când Sfântuița va suna, pe tine te-o ridica. Când strâmbița va suna, Duhul Sfânt te va ridica. Dacă pâine tu dorești, piatră în loc n-ai să primești, peștele pe un șarpe ou, nu schimb că sunt Dumnezeu. Peștele pe un șarpe ou, nu schimb că sunt Dumnezeu. Cine are Duhul Sfânt, fericite pe pământ, căci eu vă voi asculta și vă voi binecuvânta. Cine are Duhul Sfânt, îl voi asculta mereu. Poate zice cineva că și acum nu e așa, dar eu nu m-am mai schimbat, lucrez cum am mai lucrat. Dar eu nu m-am schimbat, lucrez cum am mai lucrat. Omul este schimbător și ușor amăgitor, dar făgăduința mea e din neam în neam așa. Dar făgăduința mea e din neam în neam așa. Lăudat să fie Domnul Iisus. Amin.